care este acasă, dar el îi scrie o scrisoare și în această scrisoare îi scrie multe lucruri de dragoste, cât de tare o iubește, însă când apoi, peste câteva timp, el primește o altă scrisoare de la soția sa care îi spune că ea nu crede în această scrisoare și spune că, dar poate aceste cuvinte nu sunt din inimă. Atunci el se gândește că poate ea înșeală cu unul cu un coleg de serviciu al ei și în acest moment el se gândește să revină acasă. Dar între timp își aduce aminte când erau momente în care chiar dacă el se reținea undeva, ea își făcea griji și începea și venea după el, chiar și cu trenul odată a venit. Da, el n-a venit la vreme și ea s-a urcat în tren, s-a dus, așa. Dar acum el o invita și n-a venit. Și n-a vrut să vină. S-a gândit că, adică a spus că acasă la mine ceva nu e bine. Așa, chiar la începutul povestirii. Acasă la mine nu e bine. Acasă la mine nu e bine. Așa. Mersi, Diana, mulțumesc, cine m-a extins și vrea să